pentru ședința următoare prezentați, în primul rând, referința. Probele care le aveți de a prezenta anexate la referință. Vreau să vă duc la cunoștință că în cadrul pregătirii ședinței de judecată, la cererea părților, s-a pus arest sau s-a sechestrat automobilul dumneavoastră și apartamentul. Această încheiere poate fi atacată cu recurs și, mă rog, atacarea cu recurs la curte de apel, a încheierii, desigur că este... Domnule, asta e mafie, asta e mafie și eu despre asta vorbesc public și show și dumneavoastră se va alătura la toată lista aceea de mafiozi care faceți porcăriile astea. La revedere! Vă rog să publicați cum se prezintă... Dar chiar vă rog, lumea aici vede cum mă prezint eu. Așa este, aici mă presc. Eu aștept 3 luni cerere de chemare judecată și nu-mi spun pe rol. Dar dumneavoastră îi puneți în 3 zile. În 3 zile puneți. Ce n-avem nici catar? 3 luni de zile cererea mea judecată, nu-mi spun pe rol. Câte 3 luni de zile stau cerere. Eu am să vă dovedesc câte cereri stau la dumneavoastră pe masă, cereri de chemare judecată. Și dumneavoastră a doua zi la comandantul Plocotiniuc, a doua zi la comandantul Plocotiniuc, dumneavoastră numiți judecata. La revedere! Rușini! A fost sechestrat automobilul și apartamentul meu, singurele averi pe care le am. A fost o noutate într-un fel, dar, mă rog, asta e țara, asta sunt oamenii. Eu nu știu, sincer, nu știu dacă din punct de vedere procedural m-am comportat corect, pentru că eu nu cunosc procedurile de judecată, chiar dacă am stat și închise. Graba cu care acest judecător a făcut această chemare în judecată, nu mai țin minte numele lui, probabil că îi spune domnul Gheorghe Corun, mă face să nu am încredere în el și i-am spus că dacă aș fi avut avocat, i-aș fi înaintat un recuz acum. Dar m-a mirat foarte mult că într-un proces politic s-a implicat un avocat respectat de mine, domnul Nagacevski, care nu este doar avocat, este o persoană implicată politic, este membru unui partid politic și asta a fost singurul regret pe care l-am trăit astăzi. Până la urmă nu cred că un medic ar putea fi judecat pentru că își tratează un anumit pacient. Eu, în calitatea mea de avocat, am acceptat acest dosar fiind motivat de onorariu și fiind motivat de însăși dosar. Deoarece e o speță destul de interesantă și cred eu că asemenea dosare merită. În ceea ce privește punerea sechestrului, avându-se în vedere că clientul meu solicită anumite reparații, e vorba de niște reparații pecuniare, în vederea asigurării acțiunii, s-a solicitat punerea sechestrului pe bunurile părâtului, adică domnului Mocanu. El poate să se folosească de toate bunurile sale, însă nu îl poate înstrăina până nu se va ridica acest sechestru.